Salutare! Numele meu este Andrei, iar astăzi vom vorbi despre o replică de pistol Airsoft de la CyberGun din seria HPA și anume modelul Sig Sauer, versiunea SP-20-22, care are codul de produs 1863 pe site-ul băieților de la octagon.com. După cum bine știm deja, replicile din seria HPA prezintă o calitate mai ridicată a construcției, au o precizie mai bună, iar greutatea este de astfel mai apropiată de cea a modelului real. Această replică este realizată la exterior, din ABS, iar finisajele exterioare sunt unele de calitate. Câteva componente interne sunt din metal, iar o parte din acestea din ABS. Același lucru putem să afirmăm și despre încărcător, care prezintă o greutate specifică și care este realizat la interior din metal, iar la exterior este îmbrăcat într-un ABS calitativ. Acesta este încărcătorul. Exteriorul este din ABS, iar interiorul este din metal. Acest lucru oferă și o greutate suplimentară replicii. Acest model de replică redă foarte bine caracteristicile și dimensiunile modelului real. De asemenea, permite și blocarea în spatea manșonului până la gorila magaziei, adică încărcătorului, iar acest lucru conferă realism replicii și prezintă de asemenea, sub țeavă, o șină RIS standard care permite montarea de accesorii. Aceasta este șina RIS standard în partea inferioară, sub țeavă. Aici avem piedica sau siguranța care se acționează prin pulisare în sus sau în jos. Aici observăm tot elementul care, atunci când manșonul se glisează în spate, acesta are rolul de a-l prelua și de a-l ține pe poziție. Aici a făcut priză. Ținem manșonul pe poziție. Putem să observăm de astfel că acest model dezvoltă o energie maximă de 0,5 J. Una din particularitățile acestei replici este că atunci când manșonul este acționat în spate și este prins de acel element, atunci când acesta se eliberează și revine în poziție, cocoșul rămâne armat, iar în condițiile în care suntem pe safe, trăgaciul efectuează cursa, dar nu deblochează mecanismul interior. Atunci când trecem în modul de fire, trebuie să vedeți aici și această bulină roșie, trăgaciul va efectua cursa, interiorul, adică ansamblul interior, va propulsa bila, iar acest cocoș va reveni în poziția normală la executarea tragerii. De asemenea, această parte din spate, acest cocoș, se poate arma și singur, fără a fi nevoie de a încărca replica, adică de a culisa manșonul, iar acesta este eliberat prin acționarea trăgaciului. Încărcătorul acestei replici, după cum am mai zis, este unul din ABS la exterior, metal la interior, are o capacitate de 23 de bile. Greutatea încărcătorului introdus în replică și a replicii este de 589-590 de grame. Puterea acesteia este de 0,5 J, iar distanța de tragere la care această replică este precisă este cuprinsă undeva între 8, 10, 12 metri, iar toate acestea în funcție de experiența trăgătorului. În continuare o să urmărim cum se încarcă corect, cum se alimentează corect încărcătorul cu bile, cum se încarcă replica, câteva trageri la țintă, dar și o mică surpriză la final.